Datorită tehnologiilor pe care le combină, masajul vacuumatic ajută la ameliorarea vergeturilor, la tratarea retenției de lichide și la prevenția îmbătrânirii premature a corpului și a feței. Din ce în ce mai des întâlnită în centrele de remodelare corporală, această tehnică vine în ajutorul doamnelor și domnișoarelor care își doresc un corp de invidiat. Acum se realizează un masaj vacuumatic prin intermediul a două role magnetice. Se drenează ceea ce a fost eliminat în prima parte a tratamentului. Rolele magnetice au rolul de a atrage hemoglobina din sânge, ceea ce îi dă și un efect mult mai puternic anticelulitic. Ședințele sunt făcute cu pauză de o zi, ca să lăsăm timp organismului să elimine toxinele și ceea ce este drenat acum. Important de știut pentru persoanele dornice să beneficieze de o astfel de tehnică este faptul că rezultatele încep să se vadă încă de la primele ședințe. Ce trebuie să știe însă doamnele și domnișoarele este faptul că alimentația și hidratarea joacă un rol foarte important. Pe zonele unde există fragilitate capilară nu lucrăm și întotdeauna începem cu o intensitate mai mică. Tocmai la prima ședință începem cu o intensitate mai mică, tocmai pentru a preveni producerea edemelor, a bunătăilor. Clienta obține reducerea țesutului adipos, obține reducerea celulei adipoase în volum. Deci, după ce faci un asemenea tratament, nu mai are grijă decât să o păstreze la dimensiunile pe care noi le-am obținut prin tratamentul ăsta. Cheia aceasta este alimentație, stil de viață sănătos, sport, să consume lichide, pentru că prin lichide noi drenăm toxinele din corp. Tocmai de aceea se și acumulează, că nu le drenăm suficient, nu consumăm lichide suficient. Indiferent de sezon, combinați remodelarea corporală cu un stil de viață sănătos și cât mai multă mișcare și veți câștiga o siluetă frumoasă și sănătoasă, lipsită de celulită și de țesut adipos.